Și pentru că tot am vorbit de situații în care am putea avea prioritate și totuși cineva să intre peste noi, încerc să fac un apel la voi, de fapt, pentru că înainte de a fi șoferi, fiecare dintre noi suntem pietoni. Și vreau să știți așa, un cadru din poliție, la un moment dat auzeam la radio, a spus ceva foarte interesant, care mie mi-a rămas întipărit în memorie, și anume că nu vom avea niciodată șoferi civilizați până nu vor exista pietoni civilizați. Și argumentul e același pe care eu vi l-am spus. Înainte de a fi șofer, suntem pietoni. Și dacă mentalitatea e greșită ca pieton, va fi și ca șofer. Eu pun o întrebare. Cu ce te ajută că ai avut prioritate dacă, Doamne ferește, sfârșești în scaunul cu rotile? Deși există o trecere de pietoni acolo, asta nu ne garantează nouă că cineva se va opri. Ei au obligația, dar foarte mulți dintre ei nu sunt atenți sau sunt grăbiți mai mult decât e nevoie. Și atunci riscăm să pățim noi ceva rău, da? Deci nu vă bazați că aveți prioritate. Am spus și o să susțin întotdeauna prevenție, prevenție, prevenție și mare, mare, mare atenție și ca pieton, da? Dacă tu ești biciclist, asta e o altă nemulțumire a mea pe care am observat-o în trafic, cel puțin aici la noi în oraș. Există așa o nemulțumire a bicicliștilor că și ei au dreptul pe șosea. De acord, ai dreptul pe șosea, dar încearcă să stai cât mai aproape de marginea din dreapta. Și dacă există o pistă de biciclete, folosește-o. Nu am aduce argumentul că pista de biciclete e spartă și vezi, Doamne, nu vei putea circula pe acolo. Crede-mă că prefer să circul pe o pistă spartă de biciclete cu multe gropi decât să circul pe o șosea unde există riscul ca tu să-ți pierzi viața sau să rămâi imobilizat. Da, deci ăsta e un aspect despre care o să vorbesc eu și cu elevii mei și mă veți mai auzi discutând.